te așteptam. Îmi era teamă că n-ai să mai apari. Bine ai venit în agenție. Eu sunt Flower. Poți să-mi zici Flo. E mult mai simplu. Așa îmi zice toată lumea. Ei, hai, nu te formaliza. Intră, te rog. Nu te obosi. Știe singură drumul. Hai, intră odată. Se face curent. Da. Ai încredere în mine. Munte! Bine, fie. Vezi? Așa e mai bine. Te așteptam de ieri. Am crezut că te-ai răzgândit. Am făcut mult până aici. Nu mă așteptam. Da, recunosc. Poate fi obositor drumul până aici. Dar așa e la început. Hai să te obișnuiești. Hai să vezi. Și până la urmă, nici n-ai să-mi mai dai seama cum trece timpul. Bine-ai venit în vizuina noastră. Forțele nu te plac. Sper să nu rămân prea mult. Vera! Am spus. Acum mă duc. Am o întâlnire cu niște șoricei. Îți plac șoricei? Pipunta fixado ca florito veru. Aia e! Repede, am de dragul. De ce? Am de dragul să te spun. Crede-te, iemes că bosești. Niciodată în fața unei bebelițe jumulite ca tine. Vai, nu știam că ai cablu. Te uzi la Animal Planet? Asta e o specie de la tine, de pe Marte, nu? Nu! E de la tine, din junglă! Mai puțină cu cercicești! Nici nu mă așteptam de la un australopitec să aprecieze ultimul trend. Da? Care? Pedelele reciclabile? Ei, nu, ca să le întrece pe toate. Păi dacă ești așa isteți, istețule, ia să trecem la lucruri serioase. E o provocare? Pe viață și pe moarte. Bine, cine pierde e... o coajă de cubă. Nu, cine pierde spală vasele toată săptămâna. Ah, nu, asta e prea mult. Când ai bătut, virus mutam ce ești. Sunt maestrul virusilor, tata și mama lor. Nu-mi face pe mine nici cel mai fioros troian. Dau pe tot ce l-a răsclifă stă ca tine. Accelerația. Mărime fizică vectorială egală cu raportul între variația vectorului, viteză în unitate de timp. Forța centrifugă! Egală și desem contra cu forța centripetă, dar acționează sisteme de referințe neinerțiale, viteza ondulară. Să te văd, Einstein! Vectorială egală cu raportul între undul delta alfa și intervalul de timp delta t. Pe tine scrie delta Dunaj. Ha! Am învins! Ai câștigat o bătălie! Războiul continuă! Dar cine ești? El e... Știu cine, vreau să prezinte singur. Eu sunt Andrei. Andrei... Numele ăsta nu se potrivește. E boring. Fastidio. Noioso. Aburrito. Nakaguri. Hanculiao. E plictisitor, am înțeles. Ia te uită, știe mai mult decât cum îl cheamă. Ce avem noi aici? Crezi că ar putea fi... Nu știu. Trebuie testa mai întâi. Mă așteptam la niște teste, dar nu știam că o să fie atât de bună. Eu sunt împotriva violenței. Eu sunt Costina, poți să-mi spui Costa, regina matematicilor aplicate. Eu sunt Memo, poți să-mi spui Memo! Lasă-mă să zicesc. Tu ești regele calculatoarelor. Calculatoarelor, microprocesoarelor, algoritmilor, web-ului, codurilor, parolelor, site-urilor, monitoarelor, tastaturilor. Ei, gata, cred că înțeles. Asta e vizuina noastră. Aici se întâmplă tot ce este mai important în agenție. Și ce anume? Doar nu crezi că o să spunem ție secrete de stat. Dacă ești spion! Nu putem avea încredere în tine. Și asta e drept. Sasha, nu mai este ciocolată. Degeaba cauți. O bucățică! Altă sunt terminat! Dacă nu găsesc o bucată de ciocolată, o să se iei cu toții! Da, da.
da, sigur. Dacă mi-am mânci o bucățică de ciocolată, sigur o să sar tu în aer. Ha, ha, foarte amuzant! Eu vorbesc foarte serios. Treaba dragul, mă credeți. Dacă nu găsești ciocolată, o să sărim cu toți în aer! Dar cum se face că toate experimentele tale au ca substanță de bază ciocolata? Păi, așa s-a nimerit. Și în plus, e o substanță foarte interesantă, are proprietăți multiple. Da, multilateral dezvoltate. El e Sasha, bucătarul, chimistul nostru. Cea mai faimoasă invenție a realizat sufleul de ciocolată cu tinte de clanșoare întârziat. Fursecurile invizibile. Jeleurile fumigene. Și înghețată cu timp maxim de topire 5 secunde. Râdeți voi, râdeți, să vedem noi cine râde la sfârșit! Ce faci? Credeam că e pentru experimente. Da, pentru experimente. Mă ajută să mă concentrez mai bine. Începe să funcționeze. Nu râde. Lucrez la un experiment foarte important care necesită multă concentrare, pricepere și, desigur, geniu! Iar eu le-am pe toate. Fii atent. Deschide bine ochii și ia lecții de la o legendă în viață. De 2 până la 8 nanosecunde, deși multiplicarea se realizează prin diviziune directă, celula finală prezintă mutații la nivelul membranei. Se recomandă oprirea irigației excesive în cazul eșecului încetarea oricărei intervenții. Da, este ora 4:47, timpul pentru ceai. Ah, ce bine! Norma și Soco, fetele mele bază! Biologic, speci rare, de orhidee sălbatice.
kilometru balon mascat. În cos pe cerară, ai grijă, e carnivor. Și mănâncă musculițe suculente ca tine. Tot aici ești? Se pare că da. Să știi că pe mine nu mă păcălești. N-am să te las să-mi scormonești mie creierii. Așa, ce spuneam? Ah, da, banii. Dar e abia săptămâna viitoare. Îi aștept de un an, nu mai am răbdare. Și noi tot de un an îl așteptăm. Sau ți se pare că ești prima în agenție Alfa și Omega începutul și sfârșitul? Vai, dar ce răutăcioasă! Ei bine, da, cred că sunt cea mai importantă în agenție. Poți să zici tu ce vrei, dar fără mine nu vă zici cu care să ieșiți din casa asta. Voi cu experimentele, cu cercetările, invenții, științe exacte, degeaba. Fără puterile mele, totul s-ar duce pe apa sâmbetei. E ceva amuzant? Ei bine, eu cred că ar trebui să te gândești mai bine. Sau ce zic eu, ar trebui să nu te mai gândești deloc? Mai ales dacă e de față și Andrei. S-ar putea ca puterile tale să nu mai fie așa șmechere când Andrei va fi chemat în fața capitanului. Capitanului? Fetelor, hai, nu vă mai certați! Stricați armonia, supărați spiritele și nu mai zic de plante care sunt foarte sensibile. În plus, avem musafir și nu vrem să creadă ce? Să înțeleagă lucrurile greșit. Eu zic să vă potoliți și să luați ceaiul. E gata! Ba nu suntem toți. Lipsește Bruno. Bruno e cam plecat. Unde e plecat? A plecat cu coșulețul de merinde la bunica. S-a fi întâlnit cu lupul pe drum. Încetați odată cu prostiile astea. Fără el nu putem începe. Bruno, știu că ești pe aici pe undeva. Ești răspunzătoare și ne mai ține din treabă. Cred că am descoperit o modalitate de a călători în timp. Și nu mă refer aici la bucla timpului. E foarte simplu. Da, și m-am bătat în velea ciocolata în stanior. Dar ce atâta grabă? Doar nu e sfârșitul lumii, nu? Cel puțin peste aproximativ 5 miliarde de ani, când soarele va începe să se stingă. Nu plângeți, frații mei muritori, deși vă înțeleg întristarea, planeta Pământ este încă planetă tânără, abia ieșită din adolescență. Nu cred însă că mai merge la discotecă. Bruno, capitanul ne-a convocat aici pe toți. Cred că are să ne comunice ceva important. Și am să vă comunic ceva foarte important. Aviația britanică nu ar fi putut câștiga supremația aeriană asupra nemților în primul război mondial fără ajutorul străbunicului meu. Lasă-ne! Lasă-ne! Alo, tataie! Haide, măi, Bruno! Mi-ai mai spus povestea asta de 1000 de ori! Niciodată nu strică să vă împrospătați memoria cu puțină istorie. După cum spuneam, aviația britanică nu ar fi putut câștiga supremația aeriană asupra nemților în primul război mondial fără ajutorul străbunicului meu, marele inventor Constantin Gogulescu, părintele tonicității. Și-a lui bunică tu, amin! Teoria tonicității,
transmiterea de energie prin intermediul sunetelor, a luat naștere prin stabilirea unei legături între muzică și fizică, demonstrând că fizica poate fi transpusă în formule matematice. Să vezi ce formulă matematică scând eu după ceafă dacă nu citez odată. Eu nu înțeleg de ce mai că mă la întrumiri că oricum ne atent niciodată și mai rău ne enervează. Draga mea Vera, greșești. Atenția mea este ceea ce psihologia modernă numește atenție distributivă, adică mai pe limbajul vostru sunt Mustaschini. Un celebrant de geniu care sufera de aceeași boală ca și mine a fost împăratul Franței, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, 15 august 1769, 5 mai 1821. Cunoscut mai apoi ca împăratul Napoleon I. Eu nu mai suport, trebuie să facem ceva. Născut în Corsica și instruit ca ofițer de artilerie în Franța Bonaparte? Silentium centaurus pessimus aut imprector sum. Silentium centaurus pessimus aut imprector sum. Silentium centaurus pessimus aut imprector sum. Ah, în sfârșit liniște. Bruno, e ok? Bruno, clipește dacă mă auzi. Slavă Domnului, e bine. Vera, iubit, să terminăm cu joaca. Hai, spune repede și formula de revers, că iar ne prinde capitanul făcând tâmpenii. Tâmpenii? Cred că glumești. Asta e forța universului, drăguță. În plus, nu poți să faci nimic. Nu a studiat încă formula de revers. O și dă pe asta de înghețare. El e bubătat. Nici nu credeam că o să funcționeze. Ei bine, a funcționat. Și ca n-ai bine. Păi, și ce facem acum? Sărmanul bun, știu că erai nervat câteodată, dar eram un adevărat geniu. Și nu să ne mai facă nouă mingi de fotbal care arată singure și șerdul care nu, la care nu trebuie să te legi. Și ciocoată care nu pătrează. Bruno, toarce-te! Termină, dragă, fii bărbat. Plângi de parcă ai fi murit. De îndată ce vom afla formula de revers, totul o să fie. Nu, Vera! Pacinea cu formula de revers lipsea din carte. E o carte de magie foarte veche. Cred că arată cineva. Dar cine, Nostradamus? Serios? Atunci s-a terminat! Bruno? Invazia Franței în Rusia în 1819. Bine pare! În sfârșit cineva care arată puțin entuziasm pentru istoria universală. Flo, flautul tău ne servează întotdeauna, e cea mai tare. Atenție, atenție! O vorbește capitanul. Salutare, năzdrăvanii mei. Salutare, capitane. Cum merg treburile în agenție? Bine. Bine? Bine. Atunci fiți atenți. V-am convocat aici pentru că, cum cred că deja știți, am cooptat un nou membru. Un băiat cu mare potențial de a deveni un năzdrăvan pe cinste. Dar unde e? Că nu-l văd. Unde l-ați ascuns? Vera? Nu e vina mea. Da, de data asta. Hei, unde v-ați ascuns? Ah, aici erați. În sfârșit, de când vă caut? Casa asta este așa de mare. Să înțeleg că vă jucați de-a v-ați ascunsele. Excelent! Înseamnă că l-ați introdus deja în grupul nostru de năzdrăvani. Dar, capitane, mai întâi nu ar trebui să treacă niște teste? Exact! Toți am fost testați înainte să fim admiși în agenție. Așa e! Nimeni nu a rămas aici pe ochi frumoși! Aveți dreptate, năzdrăvanilor! Dar ia aduceți-vă voi aminte câți dintre voi au trecut testul? Exact! Niciunul! Ați fost aduși aici pentru că eu am avut încredere în voi. Adevăratul test este cel al timpului. Și timpul a dovedit că sunteți capabili să fiți niște năzdrăvani adevărați. Da, dar noi nici măcar nu știm calitățile lui excepționale. Vai, dar asta nici nu e greu de dovedit. Andrei, vino te rog mai în față. Salut, îmi pare bine că în sfârșit avem ocazia să ne cunoaștem. Eu sunt capitanul și sunt responsabil cu agenția de năzdrăvani.
Toți cei care lucrează în agenție au calități deosebite față de ceilalți copii. Flo are darul de a cânta la un instrument vrăjit la care nimeni altcineva nu mai poate cânta și cu care poate îmblânzi chiar și cele mai înspăimântătoare fiare. Costa e matematician și Memo informatician, de excepție. Sasha e micul nostru chimist. Bruno, magnificul nostru inventator, iar Norma și Soco sunt niște minuni ale naturii. Cât despre Vera, ce pot să spun? Ea adună toate forțele naturii la un loc. Dar cred că deja știi toate acestea, nu-i așa? Da. Bun. Cred că năzdrăvanii sunt foarte curioși să afle de ce te-am chemat pe tine aici. Capitane, și eu sunt la fel de nerăbdător. Sincer să fiu, nici nu prea știu. Câtă sinceritate! Îmi place de tine. Ești curajos. Andrei, va trebui să facem ceva cu numele tău de cod. Spune-mi, te rog. Ai simțit vreodată când vorbești cu o persoană că, de fapt, sunt două voci care îți vorbesc în același timp? Ce ciudat! Asta am simțit toată viața, doar că una dintre voci vorbea mai încet, așa că am decis să o ascult pe aceea. Andrei, hai să facem un experiment, să jucăm un joc. Vrei? Da. Îți propun ca în timp ce stai de vorbă cu mine să încerci să asculți acea voce care îți vorbește mai încet. De acord? De acord. Concentrează-te! Mie îmi place să joc Monopoly, înghețata de ciocolată și pisicile. Poți să repeți ce am spus? Trișez întotdeauna la Monopoly, îmi place tortul de ciocolată și urăsc pisicile. Minunat! Minunat, năzdrăvanilor! Iată care este darul lui Andrei. El poate citi gândurile. Cum adică? Adică tu ai auzit ceea ce eu am gândit, nu ce am spus. Adică nu asta ai spus? Nu, asta am gândit. Vrei să mai încercăm? Da. Năzdrăvanilor! Da, capitane! Luați fiecare o hârtie și un creion și scrieți pe ea culoarea voastră preferată. Să vedem dacă Andrei ghicește culoarea la care vă gândiți. Așa. Gata? Bun. Ia să vedem. Flo? Verde. Verde? Incredibil! E culoarea mea preferată. Sasha? Galben. Memo? Roșu. Costa? Violet. Norma? Auriu. Soco? Alb. Bruno? Albastru. Vera? Pe hârtia Verei scrie portocaliu, dar culoarea ei preferată este rozul. Nu a vrut să scrie roz pentru că a crezut că o să greșesc. Nu-i așa, Vera? Mie nu-mi place roz. E o culoare ridicolă. Haide, Vera, recunoaște. Nu fi o fată rea și dă-i dreptate lui Andrei. Scalatoria asta nu dovedește nimic. Mie nu-mi place roz și basta. În plus, puteai să-ți dai seama de lucrurile astea după cum ne îmbrăcăm. Fie, nu-ți place rozul. Andrei a greșit un răspuns. Adică a știut 7 din 8. Felicitări, Andrei. Ești primul care trece testul. Bun venit printre năzdrăvani. Să vedem dacă trece și testul timpului. În regulă, năzdrăvanilor, să nu fiți cuminți până data viitoare. Următoarea voastră misiune, balul! Pino,